Salută, prieteni, bine ați venit pe lecție de informatică. Sunt Iosif Botna și vă invit la un nou tutorial legat de proiectul Sistem Școlar de Înregistrare. Am început acest proiect de câteva zile în urmă. Continui proiectul cu un nou tutorial astăzi. Acest tutorial are drept scop să creăm baza de date care va sta la baza acestei aplicații, precum și tabele, câteva dintre tabele pe care doresc să le utilizez pentru a popula baza noastră de date, adică voi crea numai o parte din tabele, și anume voi crea tabele pentru județ, municipiu și oraș. Da? Bun. Înainte de a începe crearea bazelor de date și tabelele aferente, am observat între timp că am câteva probleme aici, în ceea ce privește acest design al acestui formular elev. Întotdeauna, după ce fac un tutorial, verific ceea ce am făcut, ca să văd dacă sunt ceva probleme. Una dintre ele ar fi aici, legate acest control data time picker, da? Care ar fi problema? Dacă aruncați o privire, puteți observa că aici, unde este data nașterii, și aici mai văd o problemă, ar trebui să măresc puțin această etichetă, pentru că nu se vede data nașterii, ar trebui să fie data nașterii. Da, vedeți acum, este bine, da, bun. Așa, vedeți, formatul este diferit. Din ce cauză? Selectez din nou acest Data Time Picker și mă duc problema, și mă duc aici în fereastra de proprietăți, și problema este, am personalizat formatarea aici unde este această proprietate Custom Format, dar la format aici nu am schimbat valoarea din long către custom. Așa, și acum vedeți aceste două formate pentru dată apar la fel, da? Pentru că am făcut modificarea la proprietatea format din long către custom. Așa, o altă problemă ar fi legată de aceste butoane. Doresc să modific stilul lor de afișare, mergând aici la flat style și de la standard vreau să schimb către flat, da? Bun. Așa. Și haideți că mă duc aici pe save ca să salvez toate schimbările pe care le-am făcut. Bun. Acum mergem și lansăm aici, clic pe butonul start, clic pe o literă aici, selectați M de la Microsoft și aici vom lansa. Da, aici este Microsoft SQL Server Management Studio. Pentru a crea tabelul aferent acestei, pentru a crea data de baza de date aferent acestui proiect și o parte din tabele pe care le voi utiliza în această bază de date, da? Așa, bun. Dăm click pe Connect. Am făcut tutorial legate de Microsoft SQL Server. Dacă nu știți cum să lucrați cu Microsoft SQL Server, dacă nu l-aveți instalat, atunci căutați playlist-ul unde am aceste tutorial legate de Microsoft SQL Server, 3 sau 5 tutorial, nu știu exact, dar în tot ce caz acolo puteți să știți cum se instalează, cum se lucrează cu acest management studio, cum să creați o bază de date și cum să creați tabele. Deși în ceea ce privește crearea bazei de date și crearea tabelelor, am să vă alăt în acest tutorial. Așa. Bun, și atunci voi utiliza declarațiile TransactSQL pentru a crea baza de date și tabele. Pentru aceasta, pentru a face acest lucru, dați un click pe această interogare, adică creați o nouă interogare, click pe acest New Query, așa, se va lansa acest editor pentru interogare și atunci haideți să creăm baza de date utilizând acest cuvânt cheie create, așa, după care database, așa, și să scriem numele bază de date, am să-l denumesc așa, sistem școlar, așa, după care mergeți și selectați această declarație și clic pe execute, merge jos în fereastra de mesaje și dacă aveți mesajul de succes, adică scris pe limba engleză, commands completed successfully, aceasta înseamnă că baza de date a fost adăugată cu succes. Mergem totuși aici pe acest component databases,
click cu partea dreaptă a mouse-ului și dați un refresh. Da, și uitați că apare baza noastră de date, sistem școlar. Dați un click pe acest plus ca să extindeți baza voastră de date. Da? Și în acest moment baza noastră de date este creată, denumită sistem școlar. Da? Urmează să scriem acest use pentru că acum baza de date selectată, dacă mergeți în această listă derulantă, este master. Da? Și noi dorim baza noastră de date denumită sistem școlar să fie selectată. Și atunci scriem acest cuvânt cheie use și scriem sistem. Așa, selectați, după care executați. Da? Comanda a fost executată cu succes, după cum vedeți, și mergeți aici în lista derulantă și veți vedea baza de date selectată în mod automat de către acest Management Studio. Bun, haideți să creăm tabelele pe care le vom utiliza, o parte din tabele pe care le vom utiliza în această bază de date. Și atunci, pentru a crea tabele, scriem acest cuvânt că e create the table, aceste cuvinte că e practic, după care vom scrie numele tabelului, ce nume dorim să punem pentru acest tabel. Haideți că fac un pic mai mic acest Management Studio, dar haideți să-i modific dimensiunea puțin. Și aici este Visual Studio cu acest formular pentru elev și ce doresc eu să lucrez pe laptop și ecranul este mai mic. Așa, aici este mai greu puțin să împart ecranul, dar ne vom descurca până la urmă. Așa, de obicei lucram pe desktop, un calculator tip desktop, mare, foarte mare, cu un monitor foarte mare, care m-a ajutat mai mult, dar acum lucrez pe acest laptop. Așa, bun, doresc să creez tabele pentru aceste părți din acest formular pentru județ, municipiu și oraș, da? Care, după cum vedeți, sunt de fapt părți al acestui formular elevi. Așa, haideți că măresc din nou, îl pun jos și măresc și acest Management Studio și atunci primul tabel pe care vreau să creez este pentru județ, da? Deci care va cuprinde date despre județe. Așa. Bun, aceasta va fi denumirea tabelului acestui tabel județ, după care paranteze. Așa. Și aici voi scrie în paranteze coloanele acestui tabel. Prima coloană va fi coloana care va înregistra un număr unic pentru fiecare județ și atunci am să denumesc județ ID, da, și tipul de dată va fi pentru acest tabel int de la integer, care vor fi numere întregi și doresc că această coloană să fie o cheie primară. Da, deci atribui acestei coloane o cheie primară, scriind aceste cuvinte key, mai întâi trebuie să scriu primary, de fapt, da, primary key, da, primary key, și din acest moment această coloană județ ID are rolul de cheie primară, deci ceea ce înseamnă că Management Studio va acorda un număr întreg și care va fi unic, da? Pentru că i-am atribuit rolul de cheie primară al acestei coloane județ ID și totodată doresc să-i atribui această proprietate identity, voi pune aceste paranteze și voi scrie în interiorul parantezelor acești parametri 1 și din nou 1. Practic, prima cifră 1, mă refer la această cifră, se spune în limba engleză seed. În românește vine tradus sămânță, așa, bun, dar în felul acesta nu o să înțelegeți despre ce este vorba. Practic, prima cifră este punctul de pornire,
Ceea ce înseamnă că acest management studio va începe să numeroteze numerele unice pentru această coloană, județ ID, începând de la 1. Da? Și va incrementa acest număr cu 1. Deci cel de-al doilea parametru este de incrementare, adică va incrementa cu acel număr. Pentru că am pus 1, înseamnă că va incrementa cu 1. Adică 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, așa mai departe. Dacă voi pune aici 2, înseamnă că incrementarea se va face cu 2, adică 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5 și așa mai departe. Dar eu doresc ca incrementarea să se facă cu 1. Așa, și vreau un nume pentru județ. Și atunci am să scriu aici nume județ. Așa, și doresc că tipul de dată pentru această coloană să fie varchar, care este un tip de dată pentru șiruri, da? Pentru caractere, pentru text, și doresc ca lungimea lui să fie 50. Da? Nu cred că avem județ care are o lungime al caracterilor mai mare de 50. Deci este suficient 50. Da? Și voi închide practic paranteza și acesta este primul tabel pe care l-am creat. Bun, cel de-al doilea tabel pe care vreau să-l creez, din nou aceleași lucruri voi scrie, create table, și cel de-al doilea tabel este pentru municipiu, da, municipiu, așa, la fel, două paranteze, în interiorul parantezelor voi scrie denumirea coloanelor și atunci aici vreau o coloană pentru număr unic care va fi municipiu. ID, așa, număr întreg, și acesta va fi o cheie primară, primary key, așa, din nou am să pun parametrii 1-1, adică punctul de pornire este 1, incrementarea se va face cu 1. Așa, voi da un nume pentru municipiu, adică nume municipiu, așa, același tip de dată, varchar, lungimea lui 50 să fie, da? Așa, după care doresc să creez o relație între acest tabel municipiu și tabelul județ. Cum creez această relație, aici trebuie să pun virgulă, totdeauna când creați coloanele tabelului, între coloane trebuie să puneți virgulă, așa, și atunci și aici va trebui să pun virgulă. Încă o dată vreau să creez o relație între tabelul municipiu și județ. Relațiile între tabele se face creând chei secundare sau chei străine, utilizând cheia primară al tabelului cu care dorim să facem relația respectivă. Da? Și atunci, eu doresc să creez o relație între municipiu și județ, atunci voi utiliza județ, această cheie primară al tabelului județ, da? Și atunci voi scrie județ ID. Puteți să scrieți aici o altă denumire pentru cheia secundară sau cheia străină, da? Eu voi folosi doar același nume care l-am utilizat aici pentru coloana, pentru tabelul județ, da? Pentru simplitate, în felul acesta știu că am o relație cu tabelul la județ, da? Dar puteți să scrieți aici, de exemplu, dacă vreți, puteți scrieți, da, jud, sau puteți scrie sub altă formă, da, această cheie secundară sau această cheie străină, pentru că această cheie străină, practic, este o coloană al acestui tabelă municipiu. Și acum aici văd că am aici ceva probleme, nu știu ce s-a întâmplat, aici la denumire, municipiu
municipiu, da, doresc să fie denumirea tabelului, da. Și atunci voi continua aici cu această coloană, tipul de dată INT, foreign key, sunt cuvintele cheie pentru a crea o cheie străină, references, așa, și acum voi scrie tabelul cu care creez relația, adică județ, paranteze, și în paranteze voi scrie cheia primară al tabelului județ, da? Care este județ ID. Bun, am terminat acest tabel. Încă o dată am creat o relație între acest tabel, municipiu și județ, da? Utilizând o cheie secundară sau cheie străină, da? Pe care am denumit-o sub această formă și care este o altă coloană pentru acest tabel municipiu, utilizând practic cheia primară al tabelului județ. Ok, și acum mă duc să creez ultimul tabel denumit oraș, da? Paranteze, în interiorul parantezelor am să scriu numele coloanelor acestui tabel, și anume oraș ID, care va fi cheie primară, da? Voi atribui această proprietate către cheia primară, identity, da? Va începe punctul de pornire cu 1, va fi incrementat cu 1, da? După care virgulă, nume oraș, așa, nume oraș, tipul de dată va fi varchar, lungimea șirului de 50 de caractere, așa, după care vreau să creez o relație între acest tabel oraș și municipiu, utilizând o cheie secundară, da, și anume voi scrie această cheie secundară, municipiu ID, de tip întreg, foreign key references, da? Acestea sunt cuvintele cheie pe care trebuie să le scriem pentru a declara o cheie străină, după care, aici am uitat, după care să scriem numele tabelului cu care facem relația, și anume municipiu. Așa, și în paranteză scriem cheia primară al tabelului municipiu, care este municipiu ID. Da, aici am uitat să scriu identity, da? Bun. Da, în acest moment au dispărut toate erorile. Hai, mai fac încă o verificare să vedem dacă totul este în regulă. Da. Haideți să executăm aceste trei comenzi, da, prin care creăm aceste trei tabele, județ, municipiu și oraș. Click pe execute. Da. Mergeți în fereastra de mesaje și dacă aveți aceeași mesaj ca și mine, command completed successfully, asta înseamnă că cele trei tabele, județ, municipiu și oraș, au fost create. Haideți să mergem aici, o să selectăm baza noastră de date. Ok. După care refresh. Așa, haideți să extindem această bază de date. Extindem această component tables. Așa, și iată, aici sunt tabele noastre, județ, municipiu și oraș. Haideți să extindem din nou pentru oraș, să vedem coloanele, dacă corespund, da? Județ ID, acest PK înseamnă primary key, da? Exact așa cum am declarat aici, în această comandă, TransSQL declarație, așa, după care numele județului, bun, da? Pentru județ, pentru municipiu, la fel, să vedem, să verificăm coloanele, da, municipiu, ID, primary key, și avem cheia secundară județ ID, care
va crea relația cu tabelul județ, între tabelul municipiu și județ, da? Bun, după care verificăm acest tabel oraș și coloanele sale, oraș ID este cheia primară, după care cheia secundară, municipiu ID, care va crea relația dintre tabelul oraș și municipiu. Bun, cam atât am avut de spus în acest tutorial. Vă mulțumesc că ați participat la el și vă aștept în continuare pe lecții de informatică. La revedere!